Cei care nu au încă un test pozitiv, dar care au simptome și care își doresc să meargă să voteze la secția de votare, pot face lucrul acesta? Cei care au simptome înseamnă că dacă nu au un test COVID, au alte afecțiuni medicale și dacă dețin documente medicale din care rezultă că nu se pot deplasa la secția de votare, la fel își pot depune cerere prin intermediul biroului de circumscripție sau la secția de votare prin intermediul altor persoane. Dar dacă au temperatură, pot vota la secția de votare? Persoanele care se prezintă la secțiile de votare și prezintă simptome, febră sau alte afecțiuni medicale sunt prioritizate pentru accesul în secția de votare și vor vota în cabina cea mai apropiată de ușa secției de votare, bineînțeles cu respectarea procedurilor, dezinfecția mâinilor, portul măștii obligatoriu și își vor exercita dreptul de vot la secția de votare, iar echipa, biroul secției de votare va asigura aerisirea, dezinfecția locului în care și-a exercitat dreptul de vot și lucrurile se vor desfășura în condiții normale, la fel ca și la alegerile locale. Practic vor avea un circuit special. Este același circuit, doar că vor fi prioritizați pe circuitul de acces la secția de votare.